prima persoană care a beneficiat de sinucidere asistată în Italia, o practică foarte strict reglementată, a murit joi dimineața, a anunțat într-un comunicat Asociația Luca Coscioni, care militează pentru legalizarea acestei practici. Conform Digi24.ro, Federico Carboni, prezentat sub pseudonimul Mario în mass media până la decesul său pentru protejarea intimității, a murit după ce și-a injectat un medicament cu ajutorul unui dispozitiv special care costă în jur de 5.000 de euro și pentru care Asociația Luca Coscioni a lansat un apel de strângere de fonduri. Federico Carboni, în vârstă de 44 de ani, era un șofer de camion devenit tetraplegic în 2010 după un accident de circulație în care și-a rupt coloana vertebrală. El a cerut în repetate rânduri autorităților sanitare din Marș, o regiune din centrul Italiei în care bărbatul locuia, autorizația de a recurge la sinucidere asistată. Această autorizație îi fusese refuzată până la intervenția echipei de avocați a Asociației Luca Coscioni. În prezent, legea italiană îi pedepsește pe cei care oferă ajutor pentru sinucidere asistată cu o pedeapsă cuprinsă între 5 și 12 ani de închisoare. Cu toate acestea, în 2019, Curtea Constituțională, cea mai înaltă instanță din Italia, a introdus o excepție pentru pacienții menținuți în viață prin tratamente și care suferă de o patologie ireversibilă, o sursă de suferințe fizice și psihologice pe care ei le consideră intolerabile, fiind pe deplin capabili să ia decizii libere și conștiente. Federico Carboni a îndeplinit toate aceste criterii. Nu neg că mă doare să mi-au rămas bun de la viață, aș fi necinstit și mincinos dacă aș spune astfel, pentru că viața este fantastică și avem doar una. Au fost ultimele cuvinte ale lui Federico Carboni, citat într-un comunicat, relatează Digi24.ro.